Începe Republica, doamnelor și domnilor, eram tare curios dacă sunteți așa cum trebuie astăzi din punct de vedere al stării emoționale, pentru că avem un amalgam de informații, bineînțeles, și cele de ordin financiar, pentru că da, nu-i așa. V-ați obișnuit că aici la Republica Azi să ne ocupăm și de aspectele economice care țin de noi în fiecare zi, ce mai crește, ce mai scade și, bineînțeles, ce se întâmplă atunci când am vrea să facem investiții. Bineînțeles, nu renunțăm nici la toate informațiile care au legătură cu evenimentele petrecute în țărișoara noastră, de multe ori șocante. Băi, dar voiam să vă spun faptul că totuși, când ești hoț, deci hai să vă spun ceva, e foarte important de precizat. Băi, băiatule, când ești hoț, bă, păi ești hoț. Asta pentru că avem următoarea situație. Au găsit cei certați cu legea, de fiecare dată, o variantă să înșele oamenii. Bă, dacă n-a mai mers una și a fost dat în vileac de oamenii legii, hop, au mai găsit altă. Iată ce zice polițiunea. Atenție la fraudele legate de investiții financiare. Am văzut acest titlu, eu am citit și la jurnal o știre de genul ăsta și am zis să, repede să o discutăm. Poliția județeană Prahova avertizează cetățenii asupra riscurilor în creștere legate de fraudele prin investiții financiare. Și eu zic, bă, ce fraude să fie astea prin investițiile financiare, feroască, se sfânt. Aia bun. Polițiștii compartimentului de analiză și prevenirea criminalității în colaborare cu Serviciul de Investigații Criminale au desfășurat recent o acțiune informativă în două centre comerciale din Ploiești. Bun, scopul acestei activități a fost educarea populației cu privire la modalitățile prin care infractorii își atrag victimele și cum pot evita să cadă în plasa acestor răscheme frauduloase. Bă, noi mai știm pe aia cu metoda Pomana, cu metoda Cerșitul, cu toate metodele. Zice, fraudele legate de investiții cunoscute și sub denumirea de investment frauds implică promisiunea de câștiguri rapide și atractive, de care în realitate se dovedesc a fi, dar care în realitate se dovedesc a fi înșelătoare. Acestea pot include tranzacții cu acțiuni fictive, criptomonede inexistente sau scheme piramidale. Bă, acum cu tot respectul. Vă zice fratele Cristian cu tot respectul în felul următor. În secolul 21, în care avem și noi o leacătă de acces la internet, stai să mă uiți la camera de la TikTok. Băi, dacă noi avem încredere în ăștia care ne vând nouă nu știu ce fel de afaceri pe internet, înseamnă că suntem diliți în scufă, pe bune. Adică suntem plecați cu bidineaua, cum zic eu, la propriu. Păi de ce zic asta? Păi pentru că unde mai crezi, bre, că te îmbogățești peste noapte? Românule, dacă nu muncești, n-ai bani. Și oricum, dacă muncești, nici așa n-ai bani. Dar ai putea măcar să înveți să furi sau să cerșești. Dar nu facem astea. Pe mine m-ar ajuta un pic, și anume fizicul, dar nu, frate. Munca cinstită, să dormi liniștit pe pernă acasă, e cea mai bună. Nu ne îmbogățim noi, vă spun eu. Bun. Hai să vedem cum funcționează aceste fraude. Băi, cred că erați foarte interesați să aflați cum funcționează aceste fraude. Ia să vezi. Și culmea că m-aș fi gândit așa. Bă, poate este vorba de oameni de ăștia, de n-au acces la internet să mai vadă, dar uite ce zice. Victimele sunt adesea contactate prin rețelele sociale, unde li se prezintă oferte tentante. După ce își furnizează datele de contact, sunt contactate de persoane care le conving să investească sume inițial mici. Iar ulterior acestea pot ajunge să transfere sume considerabile de bani, fiind atrase de aparența câștigurilor. Poliția reamintește că este esențial să rămânem în vigilenție și să ne educăm cu privire la investiții. Apoi de asta vă spun eu. Trebuie să ne mai zică poliția să fim vigilenți și să nu mai punem pe românește botul la astfel de vrăjeli, bă, băiatule, nu-ți dă bă nimeni bani, dacă ar putea să-ți ia, îți ia, dar să-ți dea, deci nu. Bun,
Persoanele sunt încurajate să verifice orice firmă sau platformă înainte de a investi și să evite ofertele care par prea bune pentru a fi adevărate. În cazul în care suspectați o fraudă, este important să raportați imediat autorităților competente. Corect? Corect. Pentru mai multe informații despre investiții legitime și pentru a verifica licențele firmelor, vizitați site-ul Autorității de Supraveghere Financiară asfromânia.ro. Ați înțeles? Vrei și tu să mai zic o dată să pui pe TikTok? Nu. Lasă că numai, că învățăm altă dată treaba asta. Băi, căscați ochii că nu vă dă nimeni bani. Băi, poate să vină să zică. Ia aici 10 lei, să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu sănătate, dă pomană. Dar nu-ți dă nimeni, așa că stați potol. Atenție la neatenție, căscați ochii și nu vă lăsați înșelați de persoane care vă vând în mediul online ideea unor afaceri, că nimeni nu vrea să facă treaba asta fără să investești sau fără să pierzi, Doamne ferește, pe partea elaltă, că îți dai datele, îți mai adupi în conturi și așa mai departe. Stați cu minți, aduceți la muncă, munciți, vă mai găsiți un job, mai faceți ceva suplimentar și vin bănuți. Legal, nelegal, știți voi. Ceva cu maimuțe, cu castraveți, știți voi ce vreau să zic. Bun, trecem mai departe în deosebita și nemaipomenita emisiune. Hai să vedem dacă zicem tot de bani. Hai să rămânem pe bani. Vreți? Iată pe bani! Uite-mă! Băi, terminați, nu mai puneți... Botul la... Iertați-mă, o să zică lumea, Doamne, ce urât vorbește domnul Georgescu în emisiune, care mi-o zice domn, care mi-o zice prostul ăla. Dar nu contează că eu nu mă supăr. Important este să uite. Bun. O să zică, ia uite, domne, cum vorbește băiatul ăsta la televiziune. Domne, mai glumim, mai folosim, cum spun unii, invective. Dar astea nu sunt. Sunt niște exprimări mai grosolane, mai bulevardiere. De ce nu e cazul să puneți... sau să vă... concentrația la astfel de câștiguri din asta pe care nu le veți obține decât dacă sunteți înșelați sau nici măcar. Iată, aveți șanse să vă bucurați că lucrurile vor merge mai bine din punct de vedere financiar. Salariul minim va crește începând cu 1 ianuarie 2025. Wow! La cine crește? Că... Na. Da. Bun, hai să vedem. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat majorarea salariului minim pe economie la 4050, wow! Începând cu 1 ianuarie 2025. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Național Tripartit și marchează un pas important în alinierea României la standardele europene privind salariul minim. Începând de anul viitor, ne înscriem pe traseul salariului minim european, respectând directiva care stabilește că aceasta să fie între 47 și 52% din salariul mediu. România se va încadra la 47%, a precizat. Deci la acolo, la pragul minim. Noi vrea să fii sus, aici. Ei! Zic că îți dă și nu-ți ia, că ți-a pe partea elealtă, stai liniștit, nu-i problemă. Îți dă pe parte, pac, scumpește combustibilul, pac, scumpește energia electrică, gazul, mă, practic ce îți dă ți-a? Îți dă cu o mână și ți-a, măcar să fi luat ca cu mâna mea, să zic așa, că poate îți lua mai puțin. Bun. O altă măsură, iată, convenită este menținerea scutirii de taxe pentru ca cei 300 de... Stați un pic să luăm. Haideți, domnul Georgescu, de data asta vă iese. O altă măsură convenită este menținerea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim. Ciolacu a subliniat că dialogul cu partenerii sociali rămâne esențial pentru a asigura un nivel corect al veniturilor pentru angajații din România. Oh. Suntem ferți. Eu când aud de mări sunt... Iuhu! Dacă dă 2-3 lei, îți buni. Doar psihologic vorbind, suntem fericiți. Și tot psihologic suntem triști că banii ăștia care vin se duc pe alte ălea. Mm-hmm, da. Dar v-am zis că aici nu doar ne educăm, ci și ne informăm din punct de vedere economic și atunci lucrurile vor merge bine. Și dacă tot am început în sfera aceasta, iată, hai să discutăm tot
pe ordin financiar, dar pentru o perioadă, pentru o categorie de oameni care au fost destul de loviți în această perioadă sau în perioada care tocmai a trecut. Și ne referim aici la fermierii afectați de secetă. Iată, au parte de un ajutor financiar. Hai să vedem câți bani primesc. Oricum, nu cât să își acopere pierderile. Fermierii ale căror culturi au fost devastate de secetă pedologică în perioada septembrie 2023 august 2024 vor beneficia de ajutor financiar în urma publicării în Monitorul Oficial a unei ordonanțe de urgență. Aceasta prevede acordarea de granturi în valoare de 1000 de lei pe hectar pentru suprafețele afectate în proporție de peste 30%. Ajutorul se aplică la nivel național, iar plățile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2024 în județul Prahova. Iată, seceta a afectat 14.679 de hectare de culturi de toamnă și 34.940 de hectare de culturi de primăvară, precum porumbul, floarea soarelui și vița de vie. Fermierii care au suferit pagube pot depune cereri la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova. Iată, așadar, primesc acest ajutor financiar. Personal am realizat un material în acest spectru și bineînțeles că am aflat situația prin care trec fermierii. Sunt mulți cei care, din punct de vedere al culturilor de porumb, de pildă, n-au mai avut ce să mai salveze, ba chiar nici n-au putut folosi, cum se numește, cocenii, nu cocenii, costreiul ăla de rămâne. Haide mă că știam și eu că am stat în vacanțele de vară la țară. Mă rog, ce rezultă din bățul de porumb uscat, nici măcar pentru animale nu l-au putut folosi, asta am vrut să zic. Cocenii, stați un pic, cocenii sunt aia mici care rezultă după ce ai curățat porumbul, hai ca să discutăm. Și efectiv planta, bățul care rămâne după ce s-a uscat, se numește, mă rog, știți când tăia, ca să vedeți că nu sunt chiar picat din avion, când se tăia toamna, rămâneau bucățele acelea înfipte în pământ, ăla se numea costrei, din câte știu eu, sau cel puțin așa se zice la mine la țară, în Bărăgan, de acolo unde este mămuca mea, că tătucul meu este daci de pe Cocioc, de Ploiești. Bun, hai să trecem mai departe. Mai avem așa un pic, tot pe bani, să păstrăm pe bani? Ia. Cât mai avem, hai că mă uit. Hai să zicem așa. Deci dacă am vorbit și despre această categorie afectată, respectiv fermierii, da, care au suferit în urma secetei pedologice cu care s-a confruntat țara noastră și dacă mă întrebați, tot se mai confruntă pentru că nu este rezervă de apă în sol și dacă nu plouă sau dacă nu o să avem zăpezi, o să fim vai de porumbul nostru și la anul. Dar avem vești pentru mamele minore care vor să își continue studiile. Ele vor primi o bursă lunară. Iete mă degețicul la bebe. Zice, în 2024, mamele minore care rămân la școală beneficiază de o bursă lunară de 700 de lei cu condiția să nu absenteze de la cursuri. În județul Prahova, anul trecut, 20 de adolescente au profitat de acest ajutor financiar care a fost introdus pentru a reduce abandonul școlar în rândul elevelor însărcinate. Bursa se acordă până la finalizarea clasei a 12-a, indiferent dacă elevele au împlinit 18 ani între timp. Totuși, ele nu pot obține sprijinul financiar dacă au mai mult de 60 de absențe motivate, pentru că asta înseamnă că nu se duc la cursuri. În perioada ianuarie-iunie, 75 de copii cu vârste între 13 și 15 ani s-au născut la maternitatea Ploiești, majoritatea provenind din medii vulnerabile, în special din zonele rurale. De asemenea, multe dintre mamele minore ajung la centrul maternal din Băicoi, unde rămân cu copii până la rezolvarea problemelor sociale. În total, în anii 2022-2023, la aceeași maternitate s-au născut 258 de copii din mame sub 18 ani. Băi, oameni buni, acum, cu tot respectul și cu toată dragostea și cu dorința de a crește natalitatea în țărișoara noastră și de a sprijini și de a
îmbrățișa ideea de constituirea familiilor și chiar ar trebui să se întâmple lucrul ăsta, Doamne ajută, trebuie totuși să ne uităm la faptul că suntem în secolul 21, secolul vitezei, corect, multe lucruri se întâmplă pe viteză, dacă mă înțelegeți, dar ar trebui ca tinerii, chiar și adolescenții, care formează un cuplu sau ce se întâmplă acolo, nu știm noi, să țină cont de metodele contraceptive. Că dacă tot știm multe și de la vârstele acestea ne lansăm în a efectua, ca să vorbesc, uite, politicos, să nu mai ziceți că vorbește domnul Georgescu urât, efectua astfel de manevre destinate de multe ori poate adulților, să țină cont și de aceste metode de contracepție pentru a putea evita astfel de situații. Noi susținem, nu e așa, relațiile și, bineînțeles, formarea unor cupluri și ulterior a unor familii, întemeierea familiei, dar care să se realizeze la vârsta la care, nu e așa, copiii măcar știu sau sunt conștienți de situațiile cu care se vor confrunta odată deveniți părinți. Nu e așa? Da. Pentru că poate părinții lor, bunicii copiilor, nu se pot ocupa de ei și atunci probabil copiii vor avea probleme pe parcursul creșterii. Hai să vorbim tot din punct de vedere financiar. Băi, această emisiune educativă, dăm emisiunea economică din grilă și intră Georgescu, că uite ce mai știe. Nu, glumesc, Doamne ferește, n-aș face așa ceva. Nu că am terminat o facultate de științe economice, asta e o altă discuție, dar guvernul simplifică, iată, accesul la finanțare pentru programul Rabla pentru tractoare. Dacă vreți să vă luați un tractor, acum e momentul. Poate, nu știu, vreți, apropo de ce vorbeam mai devreme, să vă mai găsiți un job, poate mergeți cu ziua cu tractorul. Ce ziceți de ideea mea? Dan Dimache, dacă ai vreo idee, eu te ajut. Colegul nostru din regie, la el mă referam. Guvernul a aprobat o modificare importantă a programului Rabla pentru tractoare, care facilitează accesul fermierilor la finanțare pentru achiziționarea de echipamente agricole și mai puțin poluante. Decizia a fost luată la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor printr-o hotărâre care a modificat programul menționat. Finanțarea va fi acordată fără a mai fi necesară încheierea contractelor de finanțare, simplificând astfel procesul printr-o aprobare directă din partea Comitetului de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu. Programul beneficiază de un buget de 500 de milioane de lei. Această modificare va facilita accesul agricultorilor la un sprijin oferit prin programul Rabla pentru tractoare, contribuind la modernizarea parcului de utilaje agricole și reducerea impactului asupra mediului, a declarat ministrul Mircea Fechet. Domnul Mircea Fechet e pe ele. Programul vizează sprijinirea fermierilor în achiziționarea de tractoare și utilaje agricole noi, mai eficiente și mai ecologice. Dar domnul Fechet, mă scuzați, suntem și eu, bravo că se fac astfel de lucruri, noi ne bucurăm, susținem, cum să nu, doar că we have a situation here, ce să mai facă cu ele, că s-au uscat astea în teren, a? Bine, hai să le mărim un pic despăgubirea și tractoarele poate și le iau ei, nu? Ați aflat și despre această informație, bă, dar dacă tot... Am tot făcut în emisiunile anterioare referire, nu-i așa, la partea de decembrie, Crăciunul, sărbătorile. Cât va costa masa de Crăciun în 2024? După ce am învățat, domne, să facem, ce am învățat noi să facem rețetă de centru emisiune? De... nu mai știu, de turtă dulce, mă, să-i o punem moșului sub brăduț. Iuhu! Super! Produsele tradiționale se transformă în lux, scriu colegii de la republicanews.ro. Hai să vedem. Foarte frumos decorul, de altfel, da, uite aici brânzici, fel de fel, foarte frumos. Ne plac bradul, ne plac decorul. Ele e scumpe toate, dar
Băi, băiatule, românul de sărbătoare nu se lasă, mă. Și ai văzut cum te înghesui în supermarketuri de stai cu orele la coadă, așa, dar, bine, sunt într-adevăr oameni, ca să nu fim, așa, cum să zic, selectivi puțin, sunt români care chiar suferă și pentru care, ați văzut că vă arătam, poate o cană cu lapte sau o pizza reprezintă, nu mai vreau să mai mă duc aminte, că iar mă bocesc pe aici până emisiune. Hai să vedem ce zice cu treaba asta, cu creșterile. Ați văzut? Ce v-am spus eu, mă? Hop, niște bănuți colo, pac, în partea elaltă cresc prețurile. Pii, na. Da, așa, din punct de vedere psihologic, zici, bă, hai că nu e atât de mult, pentru că ne-am mai dat la joale, ca să zic așa. Ne-a luat pe partea alta. Cu o mână ne dă, cu alta ne ia, repet. Creșterea semnificativă a prețurilor ingredientelor esențiale. Bă, deci asta e foarte important, că crezi că... cred că am mai citit o dată chestia asta sau ceva de genul, crezi prețurile ingredientelor. Și vorbeam de unt, mă, nu? Da, da, da. Bun. Deci fiți atenți ce frumos s-a lucrat la republicanews.ro, au plecat de la ideea faptului că practic au crescut sau vor crește prețurile ingredientelor esențiale și acestea vor influența considerabil mesele de sărbătoare din acest an. Brutarii cofetari, am mai zis, dar îmi place, e o altă viziune aici, și patiserii din întreaga lume sunt deja în alertă. Deoarece se confruntă cu majorări substanțiale ale costurilor pentru ingredientele de bază precum untul, laptele, ciocolata și ouăle. Știți că am mai vorbit despre asta, dar o mai citim o dată. Că îmi place un pic cum au pus aici colegii în context. Scumpirile ingredientelor esențiale riscă să provoace majorări considerabile la produse precum prăjituri, pâine și torturi. Ceea ce va transforma Crăciunul, nu este așa, din acest an într-o provocare atât pentru comercianți cât și pentru consumatori. Oh, Doamne, Doamne! Conform datelor oficiale de la Institutul Național de Statistică, așa, stați un pic, așa, prețul alimentelor în luna septembrie 2024 au înregistrat creșteri semnificative comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Indicele prețurilor de consum a fost de 100,33 în Bă, să-ți cumpesc toate alea, ca să ne fie clar, să ne avem dubii, să stăm liniștiți, dar oricum nu este problemă, pentru că nu e așa. Noi oricum nu murim noi de foame și ne vom descurca până la urmă. Uite, laptele, ouăle afectate de scumpiri. Bun, stați un pic, că toată lumea e cu scumpirile. Nu știu ce am făcut, am făcut ceva, dar nu știu ce am făcut. Da. Citeam și voiam să vă arăt ceva, dar cred că... Stați un pic. Măi, nu, nu pot să reușesc. Nu reușesc să copiez ceva. Firar să fie. Gata. Am reușit. Ce, n-am reușit eu? Nu toată lumea se descurcă atât de bine cu situațiile acestea. Bun. Mergem mai departe. Continuăm informațiile pe care le avem pregătite. Continuăm cu informațiile, am zis, cu prețurile care se scumpesc. Mai avem un eveniment de zis și cu... Hai să dăm repede. Fii atent. Fiți atenți. Ați auzit că s-au petrecut niște lucruri grave. Pe de-o parte, am vorbit în alte emisiuni despre tânăra care, făcând un trend de pe TikTok sau, mă rog, un challenge sau zi română, provocare. Am o problemă cu unul dintre operatorii din platou, că este mai pe tânăr și vorbește în English și am zis, toată lumea în română. Daniel, în română. Pentru fiecare... Cum tu văd în engleză, nu te-am zis nimic, să știi
Am zis un cuvânt în engleză, asta acum am scoate ochii. Că am zis un cuvânt în engleză și la emisiune am zis? Nu cred, că ai vorbit cu Laura. A, bine, hai. Nu mi-a zis nimic. Gata, te ierg de data asta. Bun, gestul suicidal făcut de adolescentă după un vis urât și ați văzut toate informațiile. O tânără de 14 ani care dormea împreună cu sora ei a visat urât și la un moment dat s-a ridicat din pași, s-a aruncat de la etajul 2 al unui bloc din Ploiești. Acesta a declarat faptul că a visat urât. În vis, practic, potrivit informațiilor, în vis, tânăra de 14 ani ar fi fost alergată de persoană. S-a trezit din pat și s-a aruncat direct pe geam de la etajul 2, probabil la o distanță de aproximativ 6 metri. Ferească Dumnezeu! Fata la acest moment este imobilizată la pat pentru că a suferit un traumatism la coloană și nu se mai poate mișca, cel puțin nu-și mai simte picioarele. Un gest îngrozitor, o situație îngrozitoare pentru că gestul a fost, iată, cumva involuntar. Foarte important de precizat, nu sunt indicii care să ne arate că tânăra ar fi consumat substanțe interzise. Era o persoană care nu mai avusese în trecut astfel de tendințe, nu avea anturaje dubioase și chiar nu avea acces la rețelele de socializare. Foarte important, iată că se întâmplă astfel de evenimente, să dea Dumnezeu ca ea să-și revină, iar medicii să găsească o soluție pentru a putea să meargă în foarte scurt timp. Multă atenție și comunicare despre asta este vorba. Mergem mai departe. Iată, vești bune pentru elevi. Se apropie prima vacanță din anul școlar 2024-2025. Păi am început școala și deja? Elevii vor avea prima vacanță din anul școlar 2024-2025 în perioada 26 octombrie-3 noiembrie 2024, aceasta fiind valabilă pentru toți de la clasele primare până la liceu. Decizia de a introduce o vacanță din toamnă face parte din noul sistem modular de învățământ introdus începând cu anul 2022. După această pauză, cursurile vor începe pe 4 noiembrie și vor continua până la vacanța de Crăciun, până pe, între 21 decembrie 2024 și 7 ianuarie 2025, din vacanță în vacanță. Anul școlar include și o vacanță de schi în februarie. Băi, m-a zăpăcit treaba asta cu vacanța de schi. Și cei care nu au bani de schi, ce fac în vacanța asta? Se joacă pe calculator. Se joacă pe calculator, de stau tot în casă. Prost. Foarte proastă idee, Daniel. Iar vacanța de primăvară este programată între 18 și 27 aprilie 2025. Ultimul modul se va încheia pe 20 iunie, urmat de vacanța de vară. Așadar, e bine, frumos aici, la minister, toată lumea e pe... bumții. Bun, mergem mai departe. Hai să zicem și de un eveniment interesant. Ploiești găzduiește summitul tinerilor 9.0, cel mai important eveniment de tineret din România, care se află la Ploiești. Săptămâna aceasta, Ploieștiul, iată, este centrul mișcării de tineret din România, fiind gazda celei de-a noua ediții a summitului tinerilor, eveniment care aduce împreună peste 500 de participanți din întreaga țară. Evenimentul se desfășoară în perioada 16-20 octombrie 2024, în cadrul programului Capitala Tineretului din România, titlul pe care municipiul poartă în acest an. Summitul Tinerilor 9.0 sub tema Choices este unul dintre cele mai ambițioase și relevante evenimente dedicate tinerilor, oferindu-le un cadru pentru dezbatere, învățare și implicare activă. Organizat de Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și o companie din domeniul bancar cu sprijinul autorităților locale și al organizațiilor din Ploiești. Summitul are ca scop dezvoltarea abilităților și competențelor tinerilor pentru a le permite să ia decizii informate și să devină actori activi în conturarea viitorului societății. Așadar, evenimentele summitului se vor desfășura la Palatul Culturii și Hipodromul din Ploiești și vor include dezbateri, sesiuni de lucru și ateliere creative menite să abordeze interesele și nevoile tinerilor din România. Tema Choices reflectă alegerile pe care tinerii le fac pe parcursul vieții, atât pe plan personal, cât și pe cel profesional, având ca scop pregătirea acestora pentru un viitor
mai inclusiv și sustenabil. Summitul tinerilor reprezintă o oportunitate de a consolida mișcarea de tineret din România și de a promova participarea activă prin crearea unui spațiu deschis schimbului de idei și practici. Iată așadar, Summitul tinerilor 9.0 la Ploiești până duminică și noi ne vedem duminică la Palatul Culturii din Ploiești în Sala Coloanelor. Vă mulțumesc deosebit! Pa!